Primul maraton al vaccinării împotriva virusului pandemic organizat în Moldova a fost unul de succes. Peste 4.000 de moldoveni au fost imunizați cu prima doză de ser timp de 54 de ore. Autoritățile intenționează să repete experimentul. Astfel, la finele săptămânii curente, în incinta Palatului Republicii, va fi lansat un nou maraton la care sunt invitați toți doritorii. Până atunci, municipalitatea intenționează să pună la dispoziția populației și două cabinete pe roți. Procesul de imunizare va avea loc într-un autobuz și un troleibuz care vor ajunge și în suburbii. În acest weekend, în doar 54 de ore, în blocurile Universității de Medicină au fost imunizate 4068 de persoane. Два блока медуниверситета сейчас работают в обычном режиме, но во время марафона здесь яблоку негде было упасть. Поток желающих привиться от COVID-19 был постоянный. Особенно большие столпотворения оказались с утра субботы, когда в учреждение доставили Pfizer. Cei mai mulți solicitanți au fost pentru serul Pfizer. Din aceste considerente, organizatorii maratonului au avut nevoie de o suplinire a stocurilor care s-au epuizat rapid. Inițial s-a pornit la doza de 1000, ulterior, până în noaptea la 4 jumătate, am ajuns la doză, la administrări de 2500 de doze de vaccin doritorilor de a se vaccina cu Pfizer. Cu vaccina AstraZeneca au fost imunizate 1188 de persoane, iar 380 au preferat preparatul chinezesc Sinopharm. Maratonul vaccinării a fost încheiat duminică la ora 21. Administratorii anunță că rapelul va fi administrat în aceeași locație. Va fi asigurat rapelul pentru Sinopharm și Pfizer pe data de 11-13 iunie. Și pentru AstraZeneca va fi asigurat pe data de 16-18 iulie. Cei care nu au reușit să se vaccineze împotriva virusului COVID-19 o pot face în această săptămână. Din data de 26 mai, în capitală, vaccinul împotriva virusului pandemic va putea fi administrat și la bordul unui autobuz și a unui troleibuz. Unitățile vor fi dotate cu tot ce este necesar pentru procedură. Vom pune în circulație un troleibuz și un autobuz ca puncte mobile de vaccinare, dotate și amenajate. Troleibusul de vaccinare va staționa conform unui grafic și în locuri prestabilite în toate sectoarele de municipiu, iar autobusul va merge în suburbii. Iar în dimineața zilei de vineri, un alt maraton va avea loc în centrul capitalei, mai exact în incinta Palatului Republicii, acolo unde timp de 3 zile cetățenii se vor putea vaccina fără programare prealabilă. Am discutat în detaliu cu Ministerul Sănătății pentru organizarea unui nou maraton în centrul capitalei, este vorba despre Palatul Republicii, acum suntem pe ultima sute de metri de organizare a acestor activități. Îi vă așteptăm la orice centru de vaccinare, orice punct de vaccinare, indiferent de locul de trai și de vize de reședință. De la demararea campaniei de imunizare, în țară au fost vaccinate peste 298.000 de persoane, dintre care aproximativ 39.000 au trecut și de rapel.